Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Povestea omului care sfințește locul e frumoasă și dacă cumva te mai și pricepi a tălmăci morala ei, devine și folositoare. Cam asta ar fi concluzia trasă după adoptarea de către consilierii municipali a bugetului pentru anul 2018. De vreo 10 ani de zile, abacul care avea menirea să aranjeze biluțele albe și negre în așa fel ca să iasă o aritmetică în folosul cetățeanului, se pare că era folosit ca o jucărie și nu ca instrument de calcul. Și cum numai cel cu jucăria a plecat, iată că s-au găsit și bile pentru a gestiona niște bani. S-au găsit și niște mâini ridicate, s-au găsit și minți lucide, pricepute în a face calcule. S-a adunat și s-a scăzut până când a apărut marea carte municipală, prenume buget. Ce are de câștigat omul simplu din toată această socoteală cu socotelnița, iertată în fiit autologia? Vom încerca să aflăm de la invitatul emisiunii de astăzi, care nemijlocit a stat cu creionul în mână și a calculat cui, unde și câți bani trebuie să revină în această acestora și pentru a stopa declinul despre care atâta lume tot vorbește ultimii 10 ani. Vreau să salut invitatul. Este Vasile Chirtoca, consilier pe Cermen, Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți la noi pentru că am înțeles că ședința s-a finisat nu demult. Da. da. Și a fost o ședință, după cum se mai scrie prin presă și astăzi pe internet, istorică. Da? Ne Eu spuneți cred așa. Ne spuneți, vă rog frumos, pe înțelesul tuturor, ca să putem precepe ce înseamnă să adopți un buget, nu la mijlocul anului, dar la începutul anului. De ce e atât de istorică ea că s-a întâmplat lucrul acesta în decembrie? Asta este foarte important: să fie la vremea adoptat bugetul. Noi, oameni din business, care ne ocupăm cu, în primul rând, nu numai câștigarea banilor, dar și cheltuielile banilor și nu numai în folosul nostru și familiilor noastre, dar și în folosul companiei, societății, colectivului. Noi nu știm cum noi putem să intrăm în an nevând buget. Și asta este document cu care se lucrează și foarte atent și în luna octombrie și în noiembrie, dar se începe de la luna iulie. Dar în consiliul acesta s-a primit, că noi numai în la mijlocul anului cum am spus, uh -huh. am adoptat câteva ani bugetul la rând, și la rând, rând, așa așa rând așa. doi ani de. și asta este legat, știți de ce? A venit la putere un consiliu nou. Un consiliu unde primarul fost primar, eu cred că este deja fost primar, nu a avut susținere totale. Uh -huh. Aș avea, dacă se vinea la consiliu cu propuneri pentru oraș, pentru dezvoltarea orașului, dar așa ceva nu am văzut, se ocupa numai cu politică și de careva interese. Și aflând situația aceasta, noi, care au rămas în Consiliu să lucreze, să facă ceva pentru oraș, să dezvolte orașul. Că orașul nostru este foarte frumos, foarte da, interesant. Exact. Suntem oameni buni care vreau să participe în dezvoltarea orașului, și au propuneri. Și sarcina noastră este să adoptăm cifrele numai pentru dezvoltarea orașului, dar nu pentru interesele cuiva. ша примет. Да на тия Ктиввалунь Но Шін коле ношрі чепут сукупін ну нумай йделіа неелу статтолу,,ке підтоцлі радити ввелізору ваміні ведятте унупартті цинековинто Ато парті цинековинто, А триля пар цинековвинто. anul viitor să fie alegeri parlamentare și de ce mult, mult se făcea pentru, pentru, politică. Dar acum ideile care nu au fost primite în anile precedente uh -huh. de la multe fracțiuni, ideile care sunt binevenite pentru oraș, sunt înțeles că ele pot fi primite, noi putem să ne înțelegem și au fost uh, foarte multe propuneri bune care deja s-au adunat în sufletele noastre și era încercări să le propunem, dar nu au trecut și din partea Partidului nostru, a nostru, uh -huh. de, de partea comunistilor și a celor fără de partid și din, din partea socialiștilor, din partea alte, altor uh, fracțiuni. Și s-a început deja un lucru uh, foarte efectiv. Deci s-a noi... găsit armonie, da? S-a instalat gă... o armonie în S-a găsit o armonie și s-au introdus foarte multe uh, cheltuieli care, uh, care de mult așteaptă. De exemplu, noi uh, la propunerea socialiștilor s-au introdus uh, proiectele de piste pentru ciclism. Uh -huh. Noi avem foarte interesant oraș pentru lucrul acesta și nu toate locurile sunt deja ocupate cu construcții acestea, libera, li liberalilor. Uh -huh. da? Sunt deja locuri unde se poate de făcut. Cum credeți că mai rămas? <laughs> Eu știu că au rămas și tot cu ajutorul nostru ceva s-a păstrat. S-au so, inclus uh, uh, bani care au fi cheltuite pentru proiectarea complexului sportiv uh -huh. la nivel uh -huh. internațional cu 7.000. Uh -huh. De locuri pe tribune cu, uh, cu arena de gheață care mm. se transforme. S-a găsit bani pentru terenuri sportive, pentru restabilirea terenurilor sportive. s au găsit bani pentru uh, a fi stabilite hotarele spațiul Verzi, care este un mm -hmm. lucru mare, privezut în legea din 1999 pentru spațiul Verzi, orașelor mm -hmm. și... Sate. Uh, noi avem spații verzi care nu sunt uh, uh, identificate ca spații verzi uh -huh. și merge vorba despre 70% de, de spații verzi și de ce? și băieții ăștia de la arhitectură uh -huh. și departamentul funciar Întreb, de ce tu ai dat permisul să se construiască în spațiu? În da, Eu spun, să... iată la mine este o hârtie, asta nu e spațiu vers. Eu spun, cum deci e nu verde. erau identificate, de ce permitea să înțeleg. Da, eu văd cu ochii mei, eu cunosc bine că este spațiu vers. Păi e absurd, trebuia să fie adoptat mult mai înainte identificarea acestora. Nu s-a făcut nimic de la, de la 2005 și iată acum, sunt plus. Până a la urmă, acum fost... este meritul cel mai important. Pentru că în Consiliu, până la urmă, sunt niște partide care fac coaliții la unele sau altele decizii. Cine a fost cel mai receptiv în a face... Eu, eu vreau să vă spun că dacă, că deasupra, dacă deasupra de privit Consiliul, da? în centru stau câteva fracțiuni, uh -huh. pe partea dreaptă, dacă ne întoarcem... Cu, cu spate mă scuzați, la șene, da? din partea dreaptă liberalii, din partea stângă socialiștii. Iată dacă de vorbit de centru și de stângă, consilierea acestea cel mai mult adoptat pentru, uh, pentru a forma bugetul acesta pentru orașul Chișinău, uh -huh. nu pentru cineva. Am înțeles. Să revenim la niște detalii. Spuneți cetățenilor câte miliarde constituie bugetul, știu și eu, și unde, până la urmă, că am înțeles că prioritar vor fi grădinițele și mai școlile. sunt și școlile, da. Care, care, sunt banii cheltuiți și de ce este această diferență dintre ceea ce s-a aprobat și ceea ce va fi cheltuit? Este diferența între ceea ce s-a aprobat și dintre ceea ce a să fie acumulat. Acum, da, acum Acumulat da. acumulărilor, da, exact. Noi este prevăzut un deficit, deficitul acesta nu este mare pentru capitala țării, dar deficitul este format din punct de vedere a celor funcționari primăriei care uh -huh. nu văd toate posibilitățile să atragem bani la Chișinău. Și de ce s-a format deficitul acesta? noi avem un buget aproape Ca de să spunem, pentru acoperirea deficitului bugetar de 290 de milioane 616.000 de lei, da? Vor fi folosite mijloace financiare preconizate a fi obținute din împrumuturi externe, din surse interne de finanțare, dar și din vânzarea apartamentelor. Da, apartamentul și terenurilor că noi am avut multe cazuri când terenurile care a, a, pot să vândă cu preț de, de piață. înalt. au fost vândute la prețuri se, mizere. Normativ, cum se numește, da? Și uh, noi, noi avem buget aproape de 4 miliarde de lei. Okay. Asta prima dată a așa de mare buget 3 miliarde 900 și ceva, eu precise okay. acum. Nu no, pot să vă spun suma, nu am luat hărțile mele. Aici uh, și uh, uh, vinituri noi deja le avem uh, undeva 3 miliarde 600 de milioane și ceva. Uh, eu cred că deficitul acesta ușor să acopere prin ceea ce a spus dumneavoastră și vreau să vă spun că noi și primarul interimar cu care am avut noi și discuții, iată tot înțelege lucrul acesta, noi să nu numai încercăm, dar să facem tot posibil să atragem credite de alt nivel de calitate. Acum să iau credite pe câteva ani cu un procent înalt, de exemplu 6-7% când banii în Europa, de exemplu, nu costă nimic. Sunt țări unde tu spui bani, în bancă și plătești pentru asta. Că banca îți păstrează banii. Dar capitala țării europene este cel mai bun creditor și cel mai interesant creditor. Capitala, să înțelegi, ea să plătească, că ea are de unde. Și de ce nu-i nimic, nu-i nimic rău dacă noi luăm credite, de exemplu, cu 25 de ani, cu 20 de ani, cu 2-3% anuale, nu cu 6-7% și noi, fără probleme, să coperim culturile acestea cu deservire criteriilor acestea. Uh -huh. Dar noi creiem condiții în capitala noastră prin care oamenii să aibă mai mult optimism, înțelegeți? Oamenii să creadă mai mult în viitorul capitalii acestea. Oamenii să înțeleagă că Care, din ei... păcate, timp de 10 ani a, -a fost cam ucisă. Așa și este, este, 12 ani. Și uh, oamenii, familii să creadă că ei pot să de. În capitala aceasta, educație, tot, tot posibil copilul să primească și să se ocupe cu diferite sporturi, da? să se ocupe cu tot uh, ce este legat de dezvoltarea, de, uh, cum spune, particulară. Iată ce este important și dacă să rămâie oamenii ăștia, cine pleacă? Pleacă, cum spune, clasa medie, uh -huh. acei care sunt activi. A cei care au până la 40 de ani, care pot să câștigă bani, dar... Care uh, încearcă să facă ceva poară... și întâmpină foarte multe greutăți da, și, da, și Da, și creează locuri de muncă. Și, se, și de oamenii ăștia, 50% de la, de la impozitul uh, pe venit se duce direct în municipiu. În anul acesta, aproape de un miliard 300 de milioane. Și... Uh -huh. Dacă noi formăm condiții pentru a să rămâi oamenii aici, să dezvolte aici, să aibă idee, noi să câștigăm mult Este un beneficiu orașului. Da, vreau tine. să vă spun că noi am prevăzut în buget și cheltuieli pentru dezvoltarea schemei turistice în Chișinău. Uh -huh. Este pentru prima dată sau s-au mai întâmplat? Prima ce? Dată, pentru asta, prima dată. Deci, asta uh, e prima deci. dată. Că... Dumneavoastră cunoașteți că numărul de turiști care uh -huh. se interesează de țara noastră crește. Crește, pe an ce trece, pentru că da. Da, că suntem o țară interesantă. Nu avem poate mare, nu avem uh, munți, da, dar... Da, dar suntem atractivi da, pentru da, europeni, da, într-adevăr. Da. Și toți care vin în țara noastră se întorc înapoi cu viziune mult mai, uh, cum spune, mai plăcute uh -huh. decât vine aici. Da, și turismul festivalurilor, turismul uh, și... Uh, dreptate, rural, e, e rural, rural, da, uh -huh. și... Avem și subsoale interesante, avem Chișinăul subteran care trebuie să fie dezvoltat. Mulți chișinăuneni... Nici știu, nu știu cei care sunt băștinași de aici, așa de și, este, lui. Da. și prin asta noi tot avem posibilitate să majorem veniturile. Uh -huh. Sunt posibilități, dar trebuie să se ocupe de dirijarea dirijare Chișinăului, nu din punct de vedere politic, să ai, cum spune, puncte politice, dar din punct de vedere business.

Dumnezeu. Dacă revenim la priorități care au fost puse în adoptarea bugetului și în special la grădinițe, știu că socialiștii au promovat cu insistență majorarea cu peste 2 lei a pachetului financiar pentru hrana micuților, dar cine până la urmă, pentru că este un subiect foarte sensibil, cine se împotrivea asupra acestui subiect? Sau erau careva, aici a fost o armonie. Noi am majorat uh, și cu lei la școală, dumneavoastră cunoșteți da, asta, da. dar uh, eu vreau să vă spun, eu nu prea am aflat cine. Pentru mine eu sunt satisfăcut că, că, a, trecut, că, că a trecut și că... Uh, a trecut și, și asta e normal. Mie îmi -mi pare că a fost un fel de consens, că uh, este, Până este urmă... foarte bine venit pentru noi, că acum uh, nicătând cine propune, da? sunt uh, momente când uh, deja toți susțin. tot susțin propunerile acestea. Afară poate câteodată de liberali care nu pot să termine să se ocupe cu politică. Ei tot timpul vreau să se ocupe cu politică. Ei ceva spun la microfon, se aude toți. Strigă în, fel de în fără de fie ca fie la microfon. Da, da, da. Eu astăzi da, am asistat fiel. la ședința Consiliului Municipal și mi-a părut și mie că... 12 ani de strugea Chișinău trebuie să tacă. Eu așa cred. Hmm. Uh, bine, dar știu că au mai fost aprobate și achizițiile publice electronice din 2018. Da? Aici, la acest capitol, ce puteți spune? Cât este de important? Uh, Sau eu putem să. Da. Vorba, vorba era despre, uh, despre biletele electronice. Da, la etichetele? La, la tichetele, uh -huh. da, la transport. Și au fost uh, aprobate <coughs> banii necesari. Asta este bună idee. Bună idee. Dar despre ea se vorbește <coughs> mult timp și s-a tot bătătorit, bătătorit această Iar se temă. vorbește, dar tot timpul se vâră aici careva interese să fie uh, iarăși vărită careva companie, nu știu de unde și mai departe. Dar Consiliul actual a format un grup de lucru care efectiv a lucrat în ultime două, trei săptămâni și uh, o, a adoptat uh, 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 de sarcini uh -huh. pentru a, a crea, de anunța deja un tender care să fie anunțat în timpul lunii două uh -huh. și a, să atragem a, aici vreo companie care are experiență în domeniul acesta. Veți urmări să fie și transparență cred... și totul să fie... Noi am cred... format și grup de lucru care Cine să sunt urmărească. În grup de lucru? Din ce partid? Uh, în grupul de lucru, din grup, în grup de lucru uh, care a format că e de sarce în activ, au participat reprezentanții noștri care uh -huh. cunosc domeniul IT, dar în grup de supraveghere noi nu am uh, propus uh -huh. pe cineva că suntem puțini, noi nu putem să întrăm efectiv să lucrăm în multe grupuri de lucruri. din parte, din partea socialiștilor, din partea partidului european, din partea partidului liberal și uh -huh. iată eu. Pe toți nu da. bine, să, să sperăm că se va face lucru, vor lucra conștiincios. Eu, eu cred că da. Dumneavoastră da, eu astăzi am mai subliniat și un pic mai înainte, că am asistat la un pic la o parte din ședință și am ascultat că foarte des dumneavoastră ați avut discursuri și comentarii pe marginea toate deciziile care erau, dar ați insistat asupra faptului că... Principalul ce urmează a fi în continuare este ca primăria să îndeplinească bugetul acesta. Vă pare că ceva suspicios? De ce ați insistat asupra acestui fapt? Este lucru cel mai important să fie îndeplinite măsurile care noi am luat, am prevăzut în buget, că în multe cazuri noi am urmărit situația când vine primarul uh -huh. la sfârșitul anului, undeva aproape la sfârșitul anului și spune, iată, de exemplu, o mare parte de buget nu s-a cheltuit și de ce, dați-mi posibilitate, noi să transmitem banii care nu sunt folosite, folosit acolo unde cred eu mai bine de... 6% uh, până acum. Da, așa uh -huh. a fost și de da, de ce asta se face lucrul acesta? De ce că nu este organizat lucru de a îndeplini toate măsurile, de exemplu? Uh -huh. Dacă noi vorbim despre proiectarea uh, a marelui un obiect sportiv, asta trebuie de ales terenul. Da. Asta este un lucru specific, trebuie de -a atras. Infrastructurii da, în jur trebuie, care... trebuie, da, trebuie uh -huh. să nu sunt tender. Trebuie să fie o companie care are are uh, experiență în domeniul acesta. În primul rând, trebuie nu, nu, nu mic, câteva hectare de pământ. A doilea, el trebuie să creeze un proiect general, un proiect general de obiectivul acesta. El trebuie să primească tot, tot ce trebuie, cum spune, condiții tehnice, de unde uh -huh. apă, unde canalizare, unde energie electrică, de unde gaz natural. Și după ce trebuie să fie creat proiectul acesta. Și aici foarte mare lucru, minimum pentru 5 funcționari publici uh -huh. de la primărie, care trebuie să se ocupe noaptea și zi cu problema aceasta. Dar așa, așa, exemple sunt și alte, unde trebuie să fie luate măsuri, trebuie să fie format un plan de realizare a bugetului. Dar eu cred că... Primarul interimar, care este uh, un om sistematic, uh, care a lucrat în business, care eu cunosc, uh, eu cred că mulți ani, ea o să îi spravească cu situația uh -huh. aceasta. Și credeți că o să pună în funcție și oameni care înțeleg lucrurile? Și nu cei care au fost că... Eu, eu nu, nu mai cred, dar noi sistem să fie așa. Uh -huh. Ca să și nu eu... se mai repite greșelile care au fost. Aveți dreptate, da. Da. Da, din păcate, în primărie, până la urmă, atâta 10 ani s-a vorbit că se luptă cu corupția, dar nu știu care a fost această luptă. Pe bune sau numai între ghilimele, așa? Pentru da, că aveți... de vină a fost corupția, că unele departamente, unii funcționari nu și-au făcut treaba până la capăt, asta înțeleg eu acum. Și vă faceți griji că și în continuare să nu se întâmple. De aceea ți-a atenționat astăzi că primăria trebuie să îndeplinească bugetul. Aveți, aveți dreptate majoritatea funcționarilor primărie sunt oameni normali, oameni care vreau să lucreze și să fie folos de la lucrul lor, că funcționar public, în primul rând, el trebuie să slujească uh -huh. oamenilor orașului. Și dacă nu faci lucrul acesta, pentru ce trăiești? Tu vii la lucru 8 ori, stai acolo și ce? Ce? Iată, de exemplu, dacă noi suntem, eu sunt învățător de muzică, eu trebuie să-l duc pe cineva, dar am rezultat. Dacă eu sunt, eu știu, locatar careva, da? eu trebuie să fac ceva. Da? Și dacă eu sunt funcționar public, eu trebuie să am rezultate. Care rezultate? Oameni fericiți. Da, în că și, de aceea, fost... și, și, de ce, ei sunt puși în așa condiții când ei îndeplinesc numai sarcinile șefilor, ресту тимїnauче сефакеска ініціатива наказумекомсп баррусщежа je комулікунукуалту є гасеsk проблеме Еформмес проблемой пентручититецениляжуут селе реsolви проблеми ля честе Вячека йогорет сын мус ше Ссын про просто організа i яраш крет ше. s-a discutat că cu doamna primară interimar și în, în incinta în, Consiliului că la asta să fi tras atenție, să fie format alte structuri, să fie schimbați conducătorii, să fie formate sarcinile, să fie control, puse sarcini, control la îndeplinire. Uh -huh. Eu cred că a da, fi făcut lucrul acesta. Încă ce este important, noi propunem și a fost prevăzut și în buget cheltuieli pentru introducerea de sistemului informațional. Uh -huh. Dacă nu toți oamenii pot să folosească de computere, de exemplu, pensionarii, dar eu știu, 85% au acces la internet și uh -huh. prin internet se poate de rezolvat 95% întrebărilor care le au cetățenii. Da, -da, -da. da, de ce? Că țara noastră este tot în domeniul IT

aduni nouă documente. Hăjdenii pe mucă, acolo, acolo, nouă documente. Dar informația aceasta în majoritate cazuri sau în 100% de cazuri există în formă electronică, în statul nostru. Așa, Trebuie eu. de format un proiect IT să fie, să fie scoasă informația aceasta și să fie legate de persoane. Ușa. Și de ce... Foarte, foarte ușor să fie rezolvate și problemele acestea și de birocrație. Da, exact. Fă foarte mai multe puțin... lume nu vor avea acces la niște lucruri da. pe care le considerau deja sistemă. Da, aveți Le dreptate. făceau automat, este... automatizat făceau niște lucruri. Aveți Dar și și vreau să vă spun iarăși, noi avem funcționari publici, încă vă trag atenție, eu acum comunic cu mulți din ei și vreau să vă spun că sunt oameni educați, Asta profesionali, care pot să lucreze, dar trebuie să fie condus. Iată, și este important. Ce... Mi-a luat ideea că vreau să da. vă întreb, atâta timp cât ați fost dumneavoastră în calitate de consilier, sunt sigur că ați întâlnit oameni, pentru că și eu îi cunosc pe unii din da. primărie, care sunt cu o verticalitate înaltă, sunt profesioniști, oameni la locul potrivit, om potrivit la locul potrivit, dar din motive că a fost politizată primăria, ei nu și puteau manifesta nici profesionalismul și dacă vroiau ceva să propună spre beneficiul Chișinăuienilor, erau blocați. Eu știu asta azi. Aveți, aveți, dreptate dintr-o parte și din altă parte vreau să vă atrag atenție cu oamenii iște care au acces la uh, luarea deciziilor de, de cheltuieli milioane au un salariu de 3, 4, 5 mii de lei. Înțelegeți? Și iarăși noi am discutat și eu văd că și doamna primar înțelege lucrul acesta. Noi trebuie să luăm măsuri cei mai profesionali să primească totuși uh, dăstoi în zărbă. Da, ce este un aspect într-adevăr destul de important. Și toți oamenii trebuie să înțeleagă. Dacă noi împotrinecim pe cineva să dirigeze cu milioane, <hă> noi nu putem să le plătim 3.000. Ca da. ei să, 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 să le găsească ce, 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 ceva din milioanele acestea ei pentru familie în primul rând. Și atunci nu apare nici ideea măcar ca să faci lucrul ăsta. Da. Te simți obligat să faci și onest. Primești în limba să rusă, noi îi podvergăm iscușeniu, înțelegi. Dar... Nina, da. Nu a în pe pravă. Da. pe parcursul acestor ani s-a tot vorbit că se cheltui foarte mulți bani pe reparația drumurilor și s-au tot dat bani din buget și până la urmă nu se vede nimic așa, să zic, uh, pf, real sau ceva îmbunătățit. Acum, în cazul uh, când s-a adoptat bugetul și va lucra bine totul și veți avea uh, niște pârghii pentru a verifica, credeți că se va mai repeta aceleași greșeli privind reparația drumurilor? Pentru că eu știu că a fost și eu... discuție ce eu domnul Silviu cu uh, reprezentantul de la direcție când se întreba, de ce nu ați valorificat suma de 3 milioane? Unde sunt ei? Sau aveți pentru fiecare drum niște... Nu numai asta. Eu cred că mult depinde de, de aceea cine conduce da, direcțiile. Și, iarăși, manager la nivel înalt, ea înțelege lucrurile acestea și eu cred, dar și cu ajutorul nostru, că noi se, cum spune, găsim oameni potriviți care nu se facă greșelile acestea. Eu, de exemplu, nu înțeleg pentru ce s-au plătit milioane de euro la o companie care consultant.

E mai ușor cu aceea să te înțelegi cu atcatul sau cum? Eu nu știu de ce asta se face, dar vreau să vă spun că nici cum nu trebuie de făcut lucru acesta. Iată, ei spun că noi nu avem companie cu experiență construiască mari drumuri. Cum noi avem? avem, în primul rând. Dar în doler dacă noi avem, dacă nu idei să construiască drumuri mari, cum ele să crească? De exemplu, Azerbaijanul. Uh -huh. Au crescut companii acestea și ei, iată, vin la noi și fără succes, vrem să vă spun, dar încerca să construiască stradă până la, până la uh, Trebuie de crescut companii noastre, dar vreau să vă spun că ele deja sunt crescute. A, sunt a bune echipate, uh -huh. au specialiști care... 90% de specialiști sunt angajați din companii acestea, noastre, dar banii, tot beneficiul pleacă peste, pleacă pe hotare. Da. Nu e normal asta. бани трели пастраманцаара тре срам я ба трево сад бюджет тре садка ланanga трево садукала фамили а шатре продат Uh -huh. A fost astăzi de discutat și decizia discutată decizia privind construcția venirea pe piața materialelor de construcție a firmei De și până la urmă a fost respinsă. Dumneavoastră ați venit cu niște argumente că nu s-a ținut cont de infrastructura în jurul a, 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 amplasării acestui complex mare. Cum considerați, este bine ce, că s-a respins sau totuși ei vor mai încerca să mai vină? Dar pentru piața noastră... Eu vreau să vă spun că este uh, foarte rău că compania aceasta nu a venit în piața noastră <coughs> până acum, dar eu cred că ea se vine. De ce? Că eu uh, știu că uh, aceia care au creat compania aceasta unicală pentru spațiul post-socialist, compania care este pe locul 1 în România, este o piață foarte mare, sunt uh, băieți talentați требу свисынну нумай колдаше ланой но і су принцип5 част.реткаанкішне, Даде урмарит кує седевалта аз шая планур се конструяска три патру магазине кудо узе онлівадемметр патрат. Да лес он лог. cel mai puțin potrivit pentru așa fel de proiect. Dar cine a propus stare. acest loc inițial? Poate a fost greșită propunerea? Nu, 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 Eu vreau să vă spun că terenul a întreprinderii aceste piele este terenul privat, cum eu cunosc. Și eu așa cred că proprietarii terenului acesta au, au contactat uh -huh. compania de deman și ei au făcut un acord uh -huh. pentru un proiect comun. Asta nu e rău, dar... Приму риннт кожутору приії архітекектору Лой Шф ї трибує сефаконсарчень,рет ку Чамай прикаркати гломеррат з. сері серрі об'єктто частлар і марі. Și uh, cum noi să deblocăm situația aceasta? Eu uh, nu am văzut lucrul acesta, nu s-a făcut și nu știu cine. Eu de cred cine că reprezentanții companiei acestei aici, ei intenționează să facă lucrul acesta. Eu am luat decizie să mă implic poate mai uh -huh. atent în lucrul acesta. Eu vreau să mă întâlnesc. Eu am, am uh, experiență în proiectare de așa de, fel de, de obiecte. Și vreau să fac legătură cu reprezentanții companiei acestea și poate vedem uh -huh. cum... vedem deci se găsește soluția potrivită da, pentru toți. Da, că aici poate să fie, eu cred, trebuie de făcut un acces la albișoara peste uh -huh. bâc, trebuie de înțeles cum de făcut lucrul acesta. Sunt și alte soluții. Nu, Dar s-a nu... supărat avocatul astăzi. Avocatul e supărat dar eu cred că stăpânii companiei acestea ei nu trebuie să fie supărați și nu sunt supărați că sunt uh, oameni de treabă și eu cred că ei sunt plici aici uh -huh. lucrurile acestea poate uh, să găsească la alt nivel alt teren uh -huh. dar terenul acesta să fie cum spune uh, a doua magazin dar trebuie să fie uh, cum spune mai, uh, mai atent uh, lucrat la proiectul acesta. Pentru așa. că am văzut că o parte bună uh, erau pentru, dar uh, până la urmă s-a votat și s-a respins. Domnul Ștefăniță zicea că este chiar necesar apariția acestora pe piața noastră. Domnul Ștefăniță este, este o persoană uh, care eu îl stimez pe dânsul și în multe cazuri propunerile lui noi susținem.

nu e businessman și ne îmi pare că este, din punct de vedere emoțional, o, o procedat în cazul da, Corect aici s-a subliniat faptul că ar fi trebuit să se implice 25% pentru uh, organizarea traficului această companie în cazul în care se acceptă a, în special acest loc. Sau ei trebuie tot să, să, suporte toate cheltuiele pentru aranjare. Aici părerea dumneavoastră ca un businessman. Toate, toate nu, nu poți fi aranjat de, nu poți fi cheltuite de companie aceasta că dacă rezolv problema de transport, e și acum trebuie să fie rezolvată. Uh -huh. E să rezolvă nu numai cu traficul a... a... Dacă a... apariția acestora în zona aceea... Da, nu dar numai, și da, și da, cu da, uh -huh. da, da, uh -huh. Eu cred că poate compania undeva se participă la care va cheltuieli și asta este a fi rezultat Nicu cu ce e rău companiei uh -huh. în primul rând, noi trebuie să știm ce trebuie de făcut. Iată ce. Dar noi nu cunoaștem lucrul acesta. Și eu am văzut când a vorbit direct arhitector general, el și singur nu știe. Da, m-a mirat eu... și pe mine, că în unele întrebări zicea că nu știu. Da. Nu știe, dar te, nu s-a lucrat. A fost lipsă de comunicare în unele situații. Eu cred, nu s-a lucrat. Uh -huh. Compania asta, eu cred că se vii pe piața, mă că și asta se Deci nu sunt aspecte politice aici. La care aspecte politice pot să fiu? Nu știu, ca așa nici... se mai interpretează din, lucrurile. Din și... partea noastră nu poți fi că noi avem atitudine foarte bune și la România, și la business românesc, și la compania aceasta, de exemplu. Uh -huh. Este. Uh, exemplu și pentru alți businessmani, cum trebuie de procedat în general. Da. Uh, vreau să vorbesc pentru că suntem pe final de emisiune și despre compensare pentru agentul termic pentru persoanele social dezavantajate. Uh, a fost ceva uh, nou sau la fel cum se făcea și anii precedenți? Era o propunere să fie ceva nou, dar totuși majoritatea au uh, susținut propunerea lui I Ion uh, Ceban că uh, regulile uh, nu trebuie să fie schimbate Că nu s-a explicat pentru ce se face lucrul acesta. Uh -huh. Deci, ce a rămas cum a fost, cum a dar a fost? fost corect și este corect. Ce e bine, așa. E bine, eu cred. Da, eu, suntem pe final deja, vă mulțumesc tare mult că ați venit și ați explicat oamenilor așa pe înțelesul tuturor ce s-a întâmplat astăzi Sperăm că va fi coordonat corect de către primărie acest buget aprobat și această zi istorică, cum s-a mai spus, noi vom avea doar beneficii Chișinăuienii de pe urma acestor decizii Așa și o să fie, vă mulțumesc Da. Și eu vreau... Aveți ocazia de a felicita pe toți și consilierii și colegii dvs. cu sărbătorile care vin eu vreau în primul rând să atrag atenția locuitorilor municipiului Chișinău că noi suntem foarte atractivi, consilierii actuali, la propunerile, la cerințele și de ce vă rugăm să veniți, să dați propunerile voastre care să fie acceptate, dacă ele să fie pentru folos a tuturor. Și eu vreau să vă felicit în primul rând pe redacția companiei voastre, cu anul nou care vine. фліє ко Каівніко Крічу С Шемпреринце Дненан совет китмайму тимей спокура.'це спокура де копій, де фамилі йдеорашу в острю біт. Într-adevăr. Eu la final doar vreau să spun succint foarte repede. În 1990 Lech a depune jurământul ca președinte al Poloniei pe 22 decembrie. Este un calendar a zilei de astăzi. În 1849 execuția lui Fiodor Dostoevski este anulată în ultima clipă. Și în 1989, pe 22 decembrie a avut loc Revoluția Română după o săptămână de demonstrații populare și reprimări. Sângeroase Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea României. Eu am doar o rugăminte după ce am spus toate astea către consilierii municipali și către lucrătorii din primărie. Toți oamenii care au un aspect în a conduce și a decide în Chișinău trebuie să țină cont de faptul că tot ceea ce se face este pentru chișinăuieni. Unii trec Alții vin, uh, is, rămân, unii rămân în istorie, dar chișinăuienii vă vor uh, ține minte pentru acțiunile pozitive pe care le-ați făcut în Consiliul Municipal Chișinău. Eu vă aștept marți și vineri la 19.00 la emisiunea Noi despre Noi să discutăm ce se întâmplă în țară și în Chișinău.